Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm despre sistemul de sănătate în această seară la Vocile Iașului. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat de-a lungul întregului an. Anul a început practic cu câteva măsuri bune, considerate bune, cu majorarea burselor pentru medicii rezidenți, lucru pentru care s-a luptat încă de anul trecut. Discutăm despre mai multe lucruri, despre mai toate măsurile importante din sistemul sanitar din acest an, împreună cu președintele Colegiului Medicilor din România, domnul profesor Vasile Storsoaie. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Deci, spuneam că a debutat anul cu o măsură cel puțin benefică pentru medicii rezidenți, pentru sistemul sanitar, desigur. Cum se încheie? Greu de spus, mai ales de evaluat. De evaluat pentru că sistemul de sănătate românesc are două mari probleme, care ele n-au fost rezolvate până în prezent. Nu spun că nu s-au luat măsuri bune. De exemplu, în afară de bursa pentru medicii rezidenți, care nu e mare lucru, dar este un semnal către ei că, într-adevăr, îi dorește țara să nu mai plece în străinătate. S-au luat măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea, să spunem, programelor, introducerea de noi molecule cam târziu, în toamnă, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru de câțiva ani de zile. Orientarea pe măsuri punctuale, pentru că noi tot am vrut să facem reformă la nivel global. Uitând, largă. La largă. Filozofie mai mult, sau, mă rog, teorie. Mai mult filozofie și teorie, ne uitându-ne că sunt și aspecte punctuale care trebuie să fie rezolvate. Încât, comparativ cu anul 2013, anul 2014, să spunem, a fost un an de semistabilitate. Dar, repet, problemele principale din sistemul de sănătate sunt două. Unu, asigurarea cu personal calificat, care fenomenul a rămas același, și al doilea lucru este finanțarea sistemului. Toată lumea s-a axat și a lansat pe piață că bani sunt în sistemul de sănătate, dar ei sunt deturnați. Exact. Și de regulă s-a mers pe, au fost blamați medicii. Au fost date și cifre cu cât deci, de mult a crescut bugetul pentru sistemul sanitar în ultimii ani și da, se deci cifrele, că cifrele sunt mari. Deci cifrele exact. Sunt corecte. Dar acolo dar este chestiunea momentul în care te raportezi la realitate. Da, sunt de 4 ori mai mult bani în sistemul de sănătate cât erau în anul 2000. Dar să ne aducem aminte cum arăta sistemul de sănătate în anul 2000. N-aveai tehnologii moderne, care sunt costisitoare, nu fusese reabilitate mai niciun spital, care iarăși a costat. Dacă ne uităm însă efectiv ceea ce intră în sănătate, este subfinanțare cronică. Ori subfinanțarea cronică se cunoaște. E normal, când ai 2 lei și mai pui încă 2 lei, spui că creșterea este de 100%. Vă referiți la servicii, la serviciu medical? La serviciile medicale, da, pentru că ele, deci, ele sunt decontate de către pacient și scopul unui sistem de sănătate este tocmai să creeze sănătate. Ori, bun, investițiile au fost insuficiente, chiar dacă suma a fost crescută. Medicamentele, consumul de medicamente pe cap de locuitor decontate de către sistemul de sănătate este cel mai mic procentaj din Uniunea Europeană. Și cel mai lucru care arată foarte clar subfinanțarea este dacă ne raportăm la cât din produsul intern brut a intrat în sănătate. Toate țările au introdus în sănătate la nivel de produs intern brut mai mult decât România, până și Bulgaria. Și acest lucru este, mă spuneați chiar dumneavoastră de multe ori, este o investiție și nu o cheltuială. Investiția în sănătate. Eu mă uit și vreau să văd care sunt prioritățile în România, care este programul de țară al României. Și primul lucru, prioritățile trebuie să plece de la grija și frica pe care o are cetățeanul. Pe toate sondajele de opinie, pe primul loc românii se tem de boală, pe locul 2 se tem de șomaj și pe urmă urmează celelalte aspecte. Oricând ne uităm la modul în care se împarte acest buget al țării, cât îl avem, mic, mare, cât îl avem, observăm că sănătatea
dincolo de ce se spune declarativ, nu constituie o prioritate. Pentru că atunci când, de exemplu, dau un exemplu. Doar în declarație e prioritate. Doar în declarație. Dau un exemplu. Toate instituțiile de forță ale statului român au bugetul mai mare decât bugetul sănătății. Înseamnă că noi ne temem de spioni, noi ne temem de, nu știu, revolte, revoluții. De revoluții și nu ne temem de boală. Al doilea aspect, mă uitam, Ministerul Economiei. Ministerul Economiei are un buget mai mare decât Ministerul Sănătății. Eu credeam că Ministerul Economiei trebuie să producă și să aducă, nu să cheltuiască din bugetul de stat. Și aceste lucruri se resimt în starea de sănătate a populației. Pentru că, atenție, pe toți parametrii care urmăresc starea de sănătate a populației, deci nu mă refer acum a simplului om, a populației, nici la aceștia nu stăm bine. Suntem pe primul loc în ceea ce privește morbiditatea pe bolile cronice, suntem pe primul loc în ceea ce înseamnă mortalitatea prin cancer și prin bolile cardiovasculare, suntem pe primul loc în ceea ce privește mortalitatea infantilă, suntem pe primul loc în ceea ce se numește mortalitate evitabilă, adică acele boli care pot fi tratate în așa fel încât să nu ajungă la deces dacă ar fi altele condițiile. Și atunci, una deci din probleme constituie subfinanțarea sistemului. În Europa nu suntem pe primul loc în aceste liste negre, da, negative. Negre, negative. Suntem din Uniunea Europeană, că noi am spus că am intrat în Uniunea Europeană. Deși pe unii parametri suntem pe primul loc și de acolo. Și în Europa, pentru că nu avem, adică pe țările pe care le monitorizează Biroul European al OMS-ului, care acoperă 48 de țări, nu câte țări sunt în Europa, pentru că ele se extind și Kazahstanul și Rusia. Și atunci noi tot timpul ne spuneam că oricum suntem înainte Albaniei. Pe câțiva din parametri deja, deci Albania a trecut pe locul 2 și noi am trecut pe locul 1, ceea ce trebuie să fie un mare semn de îngrijorare, pentru că cu o populație bolnavă nu vei avea nici creștere economică, nu vei avea nici creșterea PIB-ului și în mod real populația României încet încet devine bolnavă, inclusiv pe bolile psihice. Deci pe o evaluare pe care au făcut-o psihiatrii noștri pe metode științifice, arată că în 2020 cam 25% din populația României va avea o tulburare psihică. Nu înseamnă că e boală, dar o tulburare care oricum îi creează un disconfort și el mai departe nu poate fi productiv, etc. Și a doua mare problemă pe care o are sistemul, cel cu personalul calificat. Personalul calificat. În acest an, mai ales după ce în Alta Curte de Justiție a declarat că medicii sunt funcționari publici. Recent. Deci am văzut deodată, pe luna decembrie, care de regulă era lună moartă în ceea ce privește migrația, că toată lumea vin sărbători. În această lună, pe țară, am primit 600 de cereri pentru good standing-ul pe care îl dăm noi pentru a pleca în străinătate în Europa. O să mai vină și în De ce se supără medicii atât de tare pe o măsură care practic nu-i învinuiește direct cu nimic? Dacă nu le este frică de absolut nimic, atunci nu ar trebui să-i deranjeze. Există și Sunt două aspecte. Deci medicilor le este frică. Și este foarte clar că le este frică. Pentru că lăsăm deoparte plățile informale, să spunem că nu mă refer la deci la plățile acolo. Este frică de celelalte aspecte în care ei pot, în calitate de administrative, în care în calitate de funcționar public, ei au anumite responsabilități care vin în contradicție cu principiile deontologice ale profesiei medicale. Și vă dau un simplu exemplu. Dacă este funcționar public, un medic, dacă află de orice infracțiune pe care a săvârșit-o în trecut, deci un pacient este obligat să-i denunțe, pentru că altfel este împiedicarea justiției, are un termen în codul penal, că s-a schimbat codul penal. Și care este problema, deci de ce încredere poți să ai un pacient într-un medic în care spune că ăsta imediat o să mă toarne pentru că așa îl obligă legea. E un lucru foarte grav, pentru că nicio țară, nici măcar în Bulgaria, care este, să spunem, ne comparăm cu Bulgaria. În nicio țară nu există aceste obligații pentru un medic.
Dimpotrivă, deci în Statele Unite ale Americii, în Marea Britanie și în țările Uniunii Europene, medicul nu are voie și nici măcar să pună documentele medicale la dispoziția organelor de anchetă ale pacientului său. De ce ați văzut prin filme cum merge FBI-ul noaptea să nu-i prindă, încearcă acolo și se uită să vadă fișa și chiar dacă o are, îl orientează, dar nu are voie să o folosească în instanță. Singura excepție este pentru viitor, adică dacă un medic află despre o posibilă infracțiune care s-ar produce în viitor și atenție, nu că ăla a furat sau acolo, dacă urmarea acelei infracțiuni se pune în pericol viața și sănătatea altora. Cu alte cuvinte, dacă un bolnav cu HIV-SIDA spune eu am să injectez la 5 persoane ca să-i transmit, el atunci este obligat să anunțe. Vă mai dau alt exemplu. Dar dacă se face, rămâne la așa, medicii să fie considerați funcționari publici, se face doar un amendament, să nu fie obligați să povestească organelor de anchetă în cazul în care află vreunul. Da, vă mai dau alt exemplu. Deci, în general, deci există o anumită birocrație, da? În momentul acolo, o birocrație care este sufocantă pentru un sistem care este subpopulat, în care pe legislația noastră spune că toate documentele trebuie să fie întocmite de către medic, cu mâna lui, semnate cu mâna lui. Și medicul greșește pe o foaie de observație, face o ștersătură și semnează. Și asta poate să fie trecută la fals intelectual și uz de fals, etc. Chiar dacă el a semnat acea acolo. Deci foaia, dar după cum văd organele noastre de anchetă, ea trebuie să fie brici, cap, coadă, să nu sufere nicio modificare, etc. Deci se creează o adevărată iatrogenie juridică și mai mult ești la dispoziția celui care face ancheta. Dacă este un om cu scaun la cap și care vede, să spunem, această ștersătură și se explică, domnule, am greșit și aici și vedeți că mi-am pus parafa, am pus acolo, ești bine, mersi, spune la revedere, n-ai nicio acolo. Dar ce te faci dacă dai peste o serie de anchetatori care se gândesc o să-și facă un nume și o carieră și care spune, domnule, e ștersătură, e acolo, ai încercat să ascunzi probe față de instanțe, este fals și uz de fals. Și nu în ultimul rând, chiar plățile informale. Deci plățile informale e o chestiune pe care cu ipocrizie societatea românească o acceptă și o condamnă. Este o cutumă aproape. Deci o cutumă, ele se practică în toată lumea. Singura chestiune este că acolo oamenii își declară, fiindcă n-au nicio frică, tocmai fiindcă nu sunt funcționari și toată Uniunea Europeană, deci în toată Uniunea Europeană e trecut în mod expres că medicii, nu că nu sunt funcționari publici, că nu sunt funcționari. Vă dau ultima lege care a fost adoptată în acest gen, a fost în Franța. Franța a fost cea mai reticentă, nu i-a făcut niciodată funcționari publici, dar i-a făcut funcționari, pe cei care erau în sistemul public. Și în 1992 au dat prin lege în care au spus medicii nu sunt funcționari chiar dacă lucrează în sistemul public. Și cu asta s-a terminat. Și mai este o chestiune care este periculoasă pentru sistemul de sănătate. Vedeți, la numărul mic de medici, atenție, în anul 2010 în spitalele din România lucrau 24.000 de medici în spitalele publice din România. La un normativ al Ministerului Sănătății care ar trebui să fie 28.000 de medici. 24.000, deci era, hai să spunem, o cifră acceptabilă. În acest moment, dintre spitale s-au închis 60, la spitale mici, care au avut 3 medici, 5 medici acolo, s-au închis 60, deci au rămas celelalte spitale. În acest moment, în spitalele publice din România, mai lucrează 13.816 medici la data de 1 decembrie, între timp unii și-au mai făcut cereri să plece. Cu vreo 10.000 deci, mai puțin. Cu 10.000 mai puțin, și dacă luăm așa, față de normativul Ministerului Sănătății, care prevede pe spitalele publici care au rămas 27.000 de medici, 27.000, au rămas sub jumătate care lucrează în spitale. Acești oameni mai lucrează și în sistemul privat. O serie din ei, nu toți. Pe decizia care s-a dat că sunt funcționari publici, ei nu mai au dreptul să lucreze în sistemul privat. Pe mod indirect sunt obligați să opteze ori în sistemul privat, ori în sistemul public.
Ori cei care au dat această hotărâre împotriva, în pofida a trei legi organice, care e legea funcționarului public, este legea privind drepturile pacientului și legea colegiului, care au dat, nu s-au gândit la această situație sau nu i-au interesat sau s-au gândit. Și atunci mă întreb, cine o să mai poată acoperi nevoile de sănătate în momentul în care unii vor opta pentru sistemul privat, alții pentru sistemul public și nu ai de unde să acoperi cu personal calificat? Am auzit acolo că s-au deblocat. Anul trecut s-au deblocat Număr de posturi. 2000 de posturi. Câte s-au ocupat? În România. Câte la nivel ocupat? Național. Da. Deci în aceste, acolo s-au ocupat 316 posturi de medic. 316 pe toată România, la deficitul care vi l-am spus. De ce nu s-au ocupat? Păi foarte simplu. Unu, n-am avut specialiști pe specialități la care s-au deblocat posturile, pentru că nu i-aveam pregătiți, pentru că ei lucrează în străinătate. Al doilea lucru. Nu toate spitalele au scos aceste posturi pentru că ele s-au deblocat, dar s-au spus în limita fondului de personal aprobat prin legea bugetului. Și nu s-a făcut rectificare la buget. Deci el are nevoie de medic, dar nu poate să-l angajeze. Și nu în ultimul rând, pentru că posturile n-au fost tentante, de ce m-aș duce eu la Vatra Dornei, dau un exemplu, într-un spital din capătul țării, când îmi pot găsi foarte ușor post în Iași, unde există un deficit. Spitalul Sfântul Spiridon, am fost la când și-au aniversat. Este un deficit, da, la Spitalul Sfântul Spiridon. Deci are un deficit de 284 de medici și de 400 de asistente medicale. 284 de medici, norma întreagă, și dacă cum n-ar fi universitatea, cadrele noastre didactice sunt integrate cu jumătate de normă, dar lucrează o normă jumate, pentru că n-ați văzut pe nimeni ca la 10 jumate să plece din spital, atunci acest spital ar muri și el. Este avantajul că există o universitate, este avantajul că se poate compensa, dar tot rămân 284 de posturi care sunt acoperite de medicii care sunt în acel spital. Care deci nu se pune, la această, am înțeles exemplul, nu se pune problema așa cum am mai auzit. Dacă medicilor nu le e frică de ceva, atunci nu e nicio problemă cu această decizie. Medicilor le este frică. Funcționari deci, acolo, ci sunt, cazuri, frică. Sunt cazuri și exemple ne-ați oferit concrete în care pot fi interpretate ca încălcările legii și atunci din acest motiv. Și gândiți-vă, un medic acolo, deci un medic, bun, îi se spune, numai faptul că este anchetat, tot îi creează o stare de disconfort, el este obosit, prost plătit, lucrează până la epuizare, în intervalul ăsta de timp se duce și mai dă declarații că subsemnatul am făcut sau n-am făcut, știe că este o anchetă, medicii nu sunt obișnuiți să-și petreacă timpul la parchet, pe la judecătorie, pe la tribunal, etc. Și atunci îi creează această stare de disconfort. Și al doilea lucru care îi creează stare de disconfort medicului este malpraxisul. Pentru că noi nu am reglementat până în prezent malpraxisul. Iarăși suntem unici în Europa. Lege. Este proiectul de lege, este discutat, este dezbătut. Este proiectul de lege cu practică privată în spitalul public, tocmai ca să aibă un venit suplimentar, cu scoaterea, cu alte cuvinte, la vedere a plăților informale. Pentru că ar trebui să acolo mințim că nu există. Ele există, dar le scos la vedere, sunt impozitate, câștigă și spitalul, câștigă și statul, medicul stă liniștit, pentru că să nu vă închipuiți că un medic din plăcere, el se duce și lucrează și în privat în timpul lui liber, stă acolo, timpul ăla, dacă ar fi bine plătit, el s-ar duce la un teatru și ar vedea de viața de familie și alte lucruri care poate să le facă. Deci nevoia îi obligă să lucreze în diferite locuri. Și eu am auzit cu deontologii care spun, da, dar de ce să iei acolo? El a depus jurământul lui Hipocrat. L-a depus jurământul lui Hipocrat, că se va preocupa de pacientul lui. Dar jurământul lui Hipocrat, îmi pare rău că nu, varianta inițială spune foarte clar.
Iar pentru munca mea nu voi cere nici mai mult, nici mai puțin decât face. Nici mai mult ca să împiedice lăcomia și agerofilia, nici mai puțin ca să împiedice politica de dumping pe care unii ar putea să o facă. Deci munca mea trebuie să-mi fie răsplătită. Ori în România ce se întâmplă? Toată lumea, indiferent, n-am auzit pe nimeni să nu spună, medicii sunt prost plătiți, adică fac mai mult, etc. Dar după care spune că, dar lăsați că știm noi că ei își completează cu plățile informale, ca să nu folosesc termenul de șpagă pe care unii îl folosesc, își completează venituri. Păi fraților, ce doriți? Vreți ca să fie, să spunem, îngeri? Atunci plătiți-i cât fac ce munca lor, nici mai mult, nici mai puțin. Dacă nu, nu introduceți celălalt aspect și spuneți, noi suntem deontologi, voi ați depus jurământul lui Hipocrat, acolo. Deci trebuie să fiți muritori de foame, să lucrați până la epuizare și pe urmă nici măcar să nu vi se recunoască munca, ci să fiți blamați. La toți medicii se consideră că sunt funcționari publici și intră sub incidența acelorlași rigori sau doar cei care au funcții de conducere, șef de clinică și așa mai departe? La toți medici. Orice medic. Orice medic care deocamdată decizia în alte curți a fost pentru cei care lucrează în spitalele publice. Dar decizia este justificată în felul următor, fiindcă fac o activitate de utilitate publică. Și medicii, n-a fost întrebarea, dar va urma întrebarea, cel din privat este funcționar public? Și răspunsul va fi da, pentru că și cel din privat face tot o activitate de utilitate publică. Vom avea, deci anul viitor, asta va fi obiectivul nostru de a schimba codul penal și de a introduce la cel celebru articol 175 sau cum îl cheamă, un amendament în care să spunem profesiile reglementate sectorial în Uniunea Europeană și sunt 5 profesii, arhitecți, farmaciști, asistente medicale, medici, dentiști și medici, nu intră sub incidența acestui articol. Pentru că și la celelalte profesii, noi ne-am bătut fiindcă era Colegiul Medicilor, dar și la celelalte profesii acționează același principiu care este în Uniunea Europeană, că aceste profesii, fiindcă sunt reglementate sectorial la nivelul Uniunii, este singurul acquis pe domeniul sănătății, în rest fiecare se descurcă cum vrea, atunci la aceste profesii nu sunt funcționari. Peste tot, în toată Uniunea, spune ei nu sunt funcționari. Mergem că sunt funcționari publici. Și da, putem fi de acord să fie funcționari publici, dar să nu aibă numai obligații, să aibă și drepturile pe care le are un funcționar public, pentru că funcționarul public are aceste obligații care sunt foarte dure, dar în schimbul lor a obținut niște drepturi care sunt importante. Vreau să vă întreb acest lucru, ca să încheiem cumva acest subiect destul de larg, dar cum considerați acest argument, motivația curții? Că medicii fac o activitate de utilitate publică și de aceea sunt considerați funcționari. Deci motivația curții a fost două, încă n-a apărut, dar am... Din declarațiile celor care... Deci am văzut de acolo. Motivația curții este pe de o parte că tot ce serviciu public. Tot ce de utilitate publică este, deci cade sub incidența codului penal. Cu alte cuvinte, și femeia de servici de la Salubri sau șoferul care lucrează pe, dacă lucrează, sau orice altă persoană, dacă este un serviciu de utilitate publică, atunci este funcționar public și atunci nu este corect ca medicii, dacă toată lumea se supune aceleși legi, nu este corect și echitabil, legea trebuie să aplice la toată lumea și deci medicii trebuie să fie considerați funcționari publici. Aceasta este justificarea. Da. Și sigur, nu sunteți de acord, ați spus acest lucru. Bun, vreau să vă mai întreb despre această situație cu accidentele. Am avut în ianuarie un avion a căzut cu medici în Apuseni. N-am reușit noi ca sistem să-i găsim suficient de repede. A avut loc unul și acum la final de an în aceleași confruntăm cu aceleași acum 9 probleme. Ani a avut la Iași. Acum 9 ani la Iași, exact. Acolo tot în care și medicul și asistentul și pilotul și copilotul au murit, vă aduceți aminte, la Ciric? Vreau să vă întreb, nu reușim să îi salvăm? S-a întâmplat și în ianuarie și în acum în decembrie. Acum la ultimul accident
Atunci am ajuns un pădurar și a găsit acum primul care a ajuns, pare că a fost un pescar. Ei, aici mai sunt discuții, dar nu-i problema. Dacă ne uităm la accidentul de la Constanța și ne uităm la acolo, a fost chiar o neșansă, și dacă ne uităm la timpii de intervenție, nu la ceea ce au povestit martorii care au spus că au auzit și vocea din larg, când știu sigur că persoana respectivă, deci dacă era bărbat acolo, avea fractură de mandibulă și nici nu putea să mai vorbească, și deodată și cu edem glotic, și să-mi explice și mie cum poate o asemenea persoană să strige că ajutor și așa mai departe, dar lăsând toate deoparte, deci la nivel instituțional acolo, mai puțin poate la instituția prefectului, dar în ceea ce privește modul de organizare, deci sistemul a funcționat. Au fost două hibe care nu țin de funcționarea sistemului, ci țin de funcționarea oamenilor. Unu, pentru că, barca n-a fost bine întreținută și nu i-a mers motorul, dar nu trebuia, deci asta este o chestiune care este strict la nivel local, ei trebuiau să o verifice, dar nimeni nu și-a închipuit că pe o acțiune terestră. Și al doilea lucru, că planul de zbor, de regulă, dacă vă uitați și aici, helicopterele, SMURD, care acolo nu traversează Ciricul. Pentru că este una când ești deasupra. Restul poveștilor, cum să mai îmbrace și cum trebuiau să aibă pusă vesta de salvare pe ei sau trebuiau să aibă vesta de salvare în interior, astea sunt povești. Vă închipuiți la câtă greutate, și totdeauna echipajele SMURD-ului ați văzut că sunt echipamente speciale care le poartă, când îți mai pui și vesta, pentru ce vestă că traseul trebuia să fie numai pe uscat, nu era o misiune pe mare, atunci nu și-are nicio rațiune, dar fiecare își dă cu părerea. La accidentul, în ceea ce privește însă la instituția prefectului, care este și aici, el trebuia, deci în momentul în care a aflat, trebuia să mobilizeze și cele care nu țin de ISU, care erau marina, etc., că avea această putere de a interveni. În ceea ce privește însă ISU, nu am niciun comentariu și vă rog că chiar m-a preocupat acest lucru, că e vorba de medici și trebuie, și de tot personalul, dar pe mine mă interesează medici. În accidentul din Munții Apuseni, ce însă, tot medici erau? Erau tot medici, din fericire, deci în afară de Aura Ioan, pe care noi am omagiat-o colegiul, în afară de acolo, în accidentul din Munții Apuseni, a fost foarte clar și acolo o harababură și o lipsă de decizie. Este inadmisibil să nu localizezi o aeronavă în secolul nostru. Deci asta poate să-mi spună oricine. Și cred că aici serviciile speciale care tot au primit bani au o vină. Văd că s-a făcut liniște, nu se mai spune nimeni nimic. Este anchetă pe rol. Da, dar s-a făcut o liniște, este anchetă, dar încă s-a făcut. Aici, în al doilea rând, n-a existat coordonare, ați văzut că fiecare a acționat după cum i-a dus mintea, pentru că altfel n-ar fi ajuns pădurare, ci ar fi ajuns echipajele care deja pornise, au fost retrase înapoi, să nu mai acolo, deci a fost o mișcare haotică care a arătat că n-a fost cineva care să coordoneze aceste acțiuni. Și nu în ultimul rând, n-a fost colaborarea, deci lipsa de încredere a instituțiilor statului în cetățean român. Pentru că n-a fost colaborare, pentru că dacă ați văzut că ei au spus este ninsoare, este, deci care este singurul pisc care este cu ninsoare, ăla, și s-au dus exact acolo, dacă exista această colaborare, n-a existat, deci cu salvamontul, deci mi se pare exact ceva extraordinar să ai un accident în munți și salvamontul să fie dat deoparte, că las că ne ocupăm noi. Luăm o scurtă pauză, domnule profesor, revenim la Vocile Iașului în câteva momente. Continuăm emisiunea Vocile Iașului. Invitat este profesorul Vasile Sărăstoaie, președinte al Colegiului Medicilor din România. Vorbeam despre cele două accidente. Unul la început, unul se termină, din păcate, cel din Munții Apuseni, cu avionul care se prăbușea cu medici care mergeau la transplant, și acesta cu elicopterul SMURD. Spuneați că nu aveți încredere în acel film în care
înregistrat de martori, în care se aud strigăte de ajutor din, se spune, din partea de la piloți. Deci, deocamdată, în primul rând, deci nu, cred că nu v-am spus, știu ce leziuni avea, că cel din Carlingă nu mai putea să fie, pentru că deja intrase apa, dar persoana care a fost găsită în afara elicopterului, leziunile pe care le avea, îl făcea imposibil să strige și la distanță. Pe mine ceea ce m-a deranjat la ambele, în ambele cazuri, a fost politizarea acestui subiect și politizarea tragediei și transformarea ei într-un fapt, a lor, într-un fapt senzațional, când acolo era o adevărată tragedie. M-am uitat, pe urmă nu m-am mai uitat, ca să fiu sincer, pe toate posturile televiziunii. De-abia dacă se pomenea puțin, hai să spunem 5 minute despre victimele care de fapt sunt și-au sacrificat viața, s-au dus într-o misiune, știau că se duc, știau că este periculoasă, știau că există acest risc, dar despre ei 5 minute. Restul era o politizare a acestuia. Ba a apărut un președinte de Consiliul Județean, ba a apărut un parlamentar, ba că acolo smurdul nu este bun, să-l desființăm, ba că smurdul este bun. Am văzut o serie de persoane care începeau acolo. Eu nu mă pricep, vă dau Atanasiu de la PNL, l-am văzut și acolo, zic, eu nu mă pricep în astfel de situații, dar, și nu mă pronunț acolo, dar, și după care începea o adevărată, deci o discuție ca și cum ar fi fost specialist, nu vă spun ce gumănii spunea, asta este altceva, pentru că pentru un specialist în momentul în care aveți un diletant, și așa s-a făcut peste tot. Lumea s-a împărțit în pro-smurd, anti-smurd, nimeni nu a fost preocupat să vadă care, că poate să existe niște hibe, poate să existe niște verii slabe, hai să se întreabă de ce, cine trebuia să asigure ce, de ce nu am reușit să-i salvăm. Se întreabă oamenii care nu sunt specialiști. Tocmai asta, dar această întrebare care este legitimă, răspunsurile trebuie să fie date pe baza anchetei. Mi-a plăcut foarte mult șeful de la aeronautică care a spus, deocamdată nu putem să ne pronunțăm, poate să fie și cu tare, și cu tare, și cu tare, poate să fie ipoteze, să lăsăm ancheta și rezultatul anchetei nu trebuie să cadă niște capete, ci să facem ca acest lucru să nu se mai repete. Rezultatul accidentului tragic din Munții Apuseni a fost că toate aceste structuri, că s-a văzut că fiecare avea alt șef, au fost adunate la un loc. Ei, nimeni nu s-a gândit că pe uscat, pe uscat se poate întâmpla ca să ai un accident naval, să ai un accident naval. În viitor trebuie să se gândească și la acest lucru. Ce să faci cu acolo, că am auzit că cu flotoarele și acolo. Deci a pune flotoare la un avion care are la un elicopter care are misiune terestră înseamnă să-i crești cu 60-90 de kilograme greutatea. Îl faci mai puțin. Doar cele pentru care merg pe mare sunt. Da. Și acolo obligatoriu. Este obligatoriu și acolo nu-i pui roți. La cele care merg pe mare nu-i pui roți acolo, pentru că totul se echilibrează, pentru că atunci avionul este mult mai vulnerabil, mergi pe teritoriu, misiunea se îndeplinește mai greu, consumul de combustibil și face ca raza de acțiune să fie mai mică, consumul de combustibil este mai mare, încât că dacă avea flotoare se întâmpla același lucru de acolo, pentru că nu știm ce s-a întâmplat, dar cel mai probabil au fost curenți pentru că alte explicații sau a fost greșeală de pilotaj, mă îndoiesc, sau a fost de ce și pilotul poate să facă, să-și piardă cunoștința datorită unei boli, indiferent că noi suntem, nu? Omul sănătos e un bolnav care se neglijează. Se poate întâmpla să fi fost și această cauză, dar până atunci n-avea nimic a treabă cu flotoarele, că le-au pus sau nu le-au pus. Dar filmarea din dronă, cum vi s-a părut? Deocamdată să vedem și restul, că n-am văzut decât ceea ce a putut să preia pe acolo. În fragmentele. Deci o filmare de dronă este o filmare care nu poate să fie manipulată sau nu poate să fie, să spunem, modificată, cu atât mai mult că nu a fost în posesia celui care a filmat drona pierzându-se, nu știm de ce cauze, etc. Încă trebuie să așteptăm. Am încredere în o asemenea filmare pentru că ea a fost făcută
în timp real și n-a mai fost accesibilă să se modifice ce a fost pe camera de filmare. Deci aceea poate fi o probă bună. Poate să fie chiar o probă foarte bună, pentru că arată ce s-a întâmplat în realitate acolo. Pentru că am discutat despre sistemul de sănătate, m-aș întoarce puțin în discursul de investire a președintelui Klaus Iohannis. A vorbit și despre sănătate. Cum vi s-a părut ce a spus? Ceea ce a spus a fost corect. Și chiar, de ce să nu spun, nu am fost entuziasmat de candidatura domnului Iohannis, deci aștept să vedem ce face. A spus că fapte nu vorbe, dar faptul că a lansat în dezbaterea publică... A vorbit și despre demografie. Deci acolo, deci sunt acele trei teme mari care le-a lansat ca proiect de țară, deci ca, el a spus că asta va fi prioritatea și proiectul de țară, sănătatea, educația și demografia, mă fac să fiu foarte atent și... Sper că n-a fost numai la un discurs, un simplu discurs, chiar crede aceste lucruri. Va veni greu președintelui ca după aceea să spună că am spus-o, dar noi avem alte priorități. Mă bucură, chiar dacă să spunem că nu este urmat de măsuri imediate, dar mă bucură că președintele lansează ca proiect de țară cele trei teme și că a spus că se va preocupa de aceasta. Așteptăm să vedem și cine va fi consilierul pe sănătate al președintelui. Sper să-și aleagă, că sunt suficienți oameni competenți. Vreau să vă întreb, bun, președintele își propune acest lucru sau ține agenda publică, în agenda publică aceste teme, dar nu poate să, nu are mijloacele necesare să execute, să ducă la execuție asta. Și are nevoie de guvern, până la urmă. Da. În acest moment, tocmai, deci președintele Iohannis are forța să impună un asemenea proiect de țară, ținând cont de, să spunem, mesajul pe care electoratul l-a transmis la alegeri. Dar când are o asemenea susținere, el poate să negocieze cu partidele, și cu guvernul și cu parlamentul, în așa fel, nu de mâine. Dar aici nu este o problemă, că și nu există partid politic, dacă vă uitați, și nu există guvern care să nu considere că prioritare pentru proiectul de țară sunt sănătatea, educația și acum și demografia. Teoretic, da. Deci nu are să spargă o barieră mentală. Problema este cum se pune în practică. Și eu cred că după, să spunem, ultimele alegeri, și politicienii se vor apleca mai mult asupra problemelor care îi preocupă pe cetățeni, pentru că, repet, pe toate sondajele de opinie, primul loc este frica de boală. Nu vreau să vă stric optimismul deloc. Nu, dar eu sunt... Dar același lucru se spunea și după ce exista o majoritate extraordinar de mare în 2012, cea cu USL-ul, da, care puteau impune orice reformă își doreau. Eu când aud de reformă, așa, mai avem spate. Orice măsuri. Deci măsuri acolo. Deci măsuri, dar vedeți, a fost o perioadă de bătălii politice. Totul a fost politizat. Nu a existat niciun fel de dialog. Toate măsurile care s-au luat, s-au luat cu ochii la televizor și pe sondajele de opinie. Ochii la televizor să vedem dacă place sau nu place comentatorilor politici care, așa zis în ghilimele, sau... Nu vă plac celor, comentatorii. Nu, acolo, deci nu îmi plac comentatorii care acolo au făcut ceva, pot să pună ceva pe masă. Dacă îmi declar că eu sunt comentator și eu sunt analist și n-are nimic, n-are niciun background, atunci bineînțeles că mă întreb, faptul că ai acces la o televiziune sau la un ziar nu te-a făcut dintr-o dată nici mai deștept, nici cu mai multă experiență, dar reîntorcându-ne. Deci ei s-au uitat numai la treburile astea și au procedat după sistemul pompierilor. Este un incendiu aici, îl stingem, dar nu vedem cauza care a produs acest incendiu și nu luăm măsuri sistemice în așa fel încât acel incendiu să nu mai apară. Ori acum sper că, nemai existând această stare conflictuală, bătălii politice o să existe,
dar nu o să fie axate pe acest domeniu al sănătății, pentru că este un domeniu sensibil și lumea și-a dat seama că poate să impună o anumită politică. Și atunci, dacă președintele Iohannis va avea acest talent de negociator prin care să spună vă faceți și voi, înțelegem, este avea acolo, dar în același timp tot timpul să aveți în vedere sănătatea, educația și ce măsuri putem să luăm pentru familii, pentru copii, eu cred că se va reuși să facă pași înainte, pentru că sistemul nostru de sănătate nu are nevoie de o reformă structurală, că i-am auzit pe nu știu cât acolo. Inclusiv fostul președinte, Traian Băsescu, da. Discursul de final vorbea despre sănătate, că trebuie intervenit și că nu s-a mai intervenit din cauza, sau discuția s-a stopat din cauza intervenției domniei sale nefericite de la televiziune de atunci cu Raed Arafat. Deci problema este în felul următor. Președintele Băsescu a avut un document pe care și l-a însușit, dar nu l-a citit. Era raportul Comisiei Prezidențiale cu privire la sănătate. El este actual și în prezent. Nu trebuie să-i modifici nici măcar o virgulă. Așa că, de moment ce l-a însușit, dar nici măcar nu l-a citit, este și clar că nu s-a făcut nimic în sănătate. Chiar erau câțiva pași care nu însemna să zdruncinarea sistemului, nu însemna să acolo un adevărat șoc al sistemului, erau pași care trebuiau să fie urmați acolo, începând cu personalul calificat, era primul pas încet și ele mergeau dintr-unul în altul fără să fie șocuri în sistemul de sănătate. Pentru că, vedeți, am auzit tot timpul două sintagme care pe mine mă scot din pepe. Unu, că sistemul privat este mai bun decât sistemul public. Nu este adevărat, pentru că dacă sistemul privat ar fi mai bun decât sistemul public, toate țările ar trece la sistemul privat. Sistemul privat este un sistem complementar care trebuie să fie dezvoltat, trebuie să fie tratat, nu trebuie să-i se dea în cap, trebuie să fie tratat pe principiul egalității cu sistemul public, dar el acoperă anumite acte medicale, care într-adevăr sunt acte medicale care aduc profit, pentru că nimeni nu investește numai așa, nu-i samaritean și să investească, dar care, tocmai pentru că iau aceste acte medicale, lasă sistemul public să ocupe de acele acte medicale care n-aduc profit, care nu vor putea niciodată să fie tratate în sistemul privat și le acopere sistemul public. Asta este o primă. Și a doua chestiune care o aud tot timpul este, mai ales din partea, să spunem, patronilor, patronicică. Dom'le, noi acolo noi nu vrem să mai plătim asigurările de sănătate, trebuie să renunțăm la asigurări cu totul, pentru că noi plătim atât și beneficiază de acest sistem de sănătate, aia care nu-și plătesc asigurările, etc., oameni într-o țară în care cam 40% dintre oameni se află la limita sărăcii. Ori eu vreau să mă întreb că acești patroni care îmi spun că am întâlnit și îmi spun dacă n-am fi noi, n-ar mai fi nimic, că noi dăm de lucru la atâția oameni, vreau să le spun că dacă n-ar fi comunitatea, ei ar fi și ei muritori de foame, pentru că ei acoperă o nevoie socială. Și când am auzit și pe ăla cu platforme maritime, că dacă mă pune să plătesc pentru platforme impozit, eu nu știu ce am să fac, am spus, stai mai nene, că nu s-a terminat țara cu tine. Că dacă pleci tu, dacă este nevoie socială și oamenii au nevoie, va veni altul care s-ar putea să fie mai bun decât tine. Deci trebuie să existe aici un echilibru și trebuie ca toți cei care au să aibă un principiu de solidaritate cu cei aflați în nevoie, pentru că statul, într-adevăr, nu, deci garantează ocrotirea sănătății, nu garantează sănătatea. Și atunci nu, e formulă cam care insuficientă, poate fi interpretată. Dar vreau să spun că acest stat îți permite ție să-ți faci afacerile și în momentul în care
un om aflat în nevoie, tu nu-l ajuți, atunci nu mai suntem o societate umană, o societate civilizată. Deci, da, poți să-ți pui întrebarea cum folosești impozitele mele, cum folosești banii în sănătate, cum îi dirijezi, poți să fie un control, chiar un control cetățenesc asupra utilizării fondurilor în sănătate care se practică în unele țări și spune, eu stabilesc prioritățile și banii îi dau eu din impozit, îmi spui și mie ce fac, poți să faci consilii de administrație în care să nu fie numai reprezentanții Consiliului Județean sau Universității, să fie reprezentanții ai modului de afaceri. Păi dau exemplu, spitalul din Soroca, spitalul Soroca din Berșeva, din Israel, care este unul dintre cele mai mari spitale, acolo da, toți donatorii care au donat și donează de la milioane de euro până la 100 de mii de euro, sau sunt oameni care dau 100 de euro, dar toți aceștia sunt în Consiliu, au reprezentanți în Consiliul de Administrație și discută strategia de dezvoltare a spitalului. Asta și e cunosc altceva. Exact cum se cheltuie bugetul spitalului. Exact. Și acolo și stabilezi dacă este prioritate, dacă nu este, nu ca la noi la sfârșitul anului faci un bilanț și anunți că așa s-a cheltuit, dar nu te întrebi dacă a fost cheltuit eficient sau nu, dacă era nevoie pentru populația din zona Iașului de acest lucru sau nu, etc. Am mai discutat cu dumneavoastră acest subiect al trecerii spitalelor de la Ministerul Public înspre Universitate. Da. Nu s-a întâmplat până la urmă, în acest an. În acest an nu s-a întâmplat, pentru că ați văzut și cum a fost acest an, se va întâmpla. Este doar o, să spunem, o pauză dată de faptul că, nu e neapărat o pauză, dar o întrerupere a acestui demers, poate datorită faptului că a fost o frământare politică, alegeri și așa mai departe. Da, și în același timp, al doilea lucru care nu am forțat nota, pentru că era foarte simplu, este că personalul ori a fost dezinformat, ori a fost frică, orice schimbare aduce frică și personalul și sindicatele nu au agreat această problemă. Acest transfer. Oricum, lucrurile sunt foarte clare din neînțelegere. În același timp, și din partea noastră, trebuie să existe înțelegere că s-ar putea ca unele din obiecțiile pe care le-au ridicat ei să fie chiar reale, valabile. Deci, n-am de acolo. Deci, asta e și în societatea noastră. Eu spun că am dreptate, nu mai aud ce spune celălalt. S-ar putea ca celălalt să aibă măcar 1% dacă are dreptate, acel 1% trebuie să-l accept. Și atunci, am spus, puteam foarte simplu să dăm hotărârea de guvern luna octombrie, mai ales că era campanie electorală și în mod sigur se obținea, dar să creăm niște valuri și chiar perturbarea activității pentru pacienți, sau să avem discuții și încet, încet să vedem care este opinia unei părți, care este cealaltă, cum putem să rezolvăm, să spunem, îngrijorările uneori justificate ale sindicatelor. Vedeți, la noi când s-a întâmplat un asemenea transfer, totdeauna a fost în spate o afacere și încet, încet ori s-a închis acea unitate productivă sau când acolo, ori au fost concedieri și astea. Și atunci îngrijorările, eu nu condamn îngrijorările și nici nu-i condamn ca o această reținere. Spun că noi n-am fost suficient de expliciți pentru că au și atâtea activități care sunt, dar încet, încet, deja, deci cu sindicatele acolo, deci au acceptat un punct de vedere. Dialogul. Da. N-am reușit să facem dialogurile așa cum trebuie, pentru că au fost atâtea activități în acest an. Și nu este o problemă, să spunem, acută. Adică dacă mâine nu se face acest transfer de proprietate, fie universitatea se prăbușește, fie spitalul se prăbușește. Nu. Este o situație de echilibru în care anul viitor, după ce am avut proiectele pentru universitate, ca să le definitivăm, anul viitor vom începe încet discuții, vom vedea deci punctual care sunt îngrijorările, ce soluții putem să găsim pentru acele îngrijorări, încât eu sunt optimist că mai devreme sau mai târziu aceasta va fi calea, pentru că asta este în toată lumea. Zici, universitatea are spitalele ei și aceste spitale trebuie să existe. Dumneavoastră vă doriți să fie cât mai repede? Da, dar dar înțelegeți, așa cum ați spus, deci, că
Depinde ce înseamnă repede. Repede înseamnă atunci când s-au copt condițiile. Când s-au copt condițiile, poate să treacă. De exemplu, va fi mult mai ușor, se construiește spitalul regional și asta este clar, este trecut și în, e trecut și în bugetul pe anul care vine. Putem să așteptăm până este gata spitalul regional, să preluăm spitalul regional și atunci nu vor mai fi discuții, pentru că este un spital regional, trebuie să fie o entitate regională care să-l coordoneze. Singura entitate regională în domeniul sănătății este Universitatea de Medicină și va fi mai simplu, dar este un proiect de viitor și noi ne-am învățat că atunci când impui cu forța, rezultatele nu sunt aceleași ca atunci când ai convins oamenii să meargă pe un anumit proiect. Cât de bun ar fi proiectul dacă l-ai impus și ai spus așa trebuie, că eu știu mai bine decât voi și așa vreau, va trezi reacție. În momentul în care însă oamenii își dau seama de importanța proiectului, chiar dacă proiectul este mai slab, el are reușită, pentru că oamenii contribuie la perfecționarea acelui proiect. Dar este de așteptat, dacă spuneți că ar fi un, să coace foarte bine condițiile când va fi să preluați spitalul regional de urgențe. Deci este de așteptat, știți, Ludovic al XIV-lea spunea învingător, este cel care are răbdare. Noi avem răbdare și, dar s-ar putea să fie mai repede să preluăm spitalul Sfântul Spiridon și să ne pregătim pentru spitalul regional de urgență. Sunt chestiuni care sunt pe agenda. Credeți că se poate rezolva problema cu personalul chiar construind spitalul regional de urgențe care va avea nevoie de personal, desigur? Și vorbeam despre faptul că sunt puțini medici și v-aș ruga să fiți concis pentru că am ajuns la final. Da, deci da, dacă se implică și comunitatea locală prin, să spunem, stimularea medicilor și în al doilea rând, dacă reușim să trecem pachetul legislativ care deja este gata la Ministerul Sănătății pe care l-am negociat, atunci veniturile vor crește și vom opri și migrația pe de altă parte, dar vom atrage și medici să lucreze în spitalul regional. Domnule profesor, mulțumim foarte mult și pentru prezența la Vocile Iașiului. Vasile Sărăstoaie, președinte al Colegiului Medicilor din România, rector al Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași. Vă reamintesc și adresa de e-mail a emisiunii noastre, Vocile Iașiului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem ca de obicei de luni până vineri la Vocile Iașiului. Acum vă urez seara liniștită.